O, da, multe... muncește foarte mult. Nu, de la 5 când... dimineața până seara, Ioana, toată ziua muncește. Când vrei să-ți întemezi o familie, când ai proiecte de genul ăsta, așa se întâmplă, așa muncești se de dimineața întâmplă, până nu? Seara. Da. Cred că și tu muncești de dimineața și până seara și el muncește. Da. Ioana Ignat, oameni buni, căutați pe YouTube ca să vedeți întreg videoclipul, doar v-am făcut puțină poftă așa, Vocea Inimii se numește. Vocea Inimii, da. Da, Vocea Inimii cu Ioana Ignat, cu Sebi Dobrincu. Iubitul ei, de cât timp sunteți împreună? 2 ani și jumătate. Cam așa? Cam așa, da. Cam 2 ani și jumătate. Foarte frumos. Să aveți o viață frumoasă. Mulțumim, împreună. Mulțumim, Doamne ajută la toată lumea. Și dacă tot am venit aici și o avem pe Ioana, care cântă senzațional și are și un timbru special, ne-am gândit să luăm o piesă celebră a ei, și anume, care a fost cea mai difuzată piesa ta? Pe radio, cea cu Eduard Sanda, da. Doar pe a ta. Dar ca toată vizualizări pe YouTube nu mă uita. Da, așa e, da. Și iată, facem în felul următor. Avem microfonul ăsta de live. Stai să vedem dacă merge. 2-10, 2-10. Perfect. Aproape perfect. Să-mi pui efecte, autotune, tot ce trebuie. Îl avem pe Iurică, crede-mă, că e prietenul nostru care merge la concerte cu cei mai mari artiști din România. Și acum facem în felul următor. Deci luăm piesa pe care o știe toată lumea, da. Luăm refrenul, da. Și o trecem prin mai multe stiluri muzicale. O trecem printr-un super, malaxor muzical. Super, sună distractiv. Hai să vedem cum va suna. Deci, Bun, te rog, prima dată cântă piesa, refrenul, așa cum e el, da. Cunoscut de oameni și așa cum a fost el făcut celebru de către voi. Bun. Bun, ia. Cine crede că dragostea trece prea ușor? Ce piesă? N-am simțit niciodată ce înseamnă să fie dor. Ce piesă? Într-o mie de inimi trecute prin palma mea. Eu știu că tu știi că o vreau doar pe a ta. Bun, asta e originalul. Original, da. Asta e originalul. Ilica, lasă microfonul deschis în permanență și îl dă Ioana jos așa. Îl dai tu la o parte, când vorbim pe la valier și pe asta doar cântăm. Okay. Și acum, haide să cântăm, începem cu hip-hop. Cu hip-hop, ok. Și avem noi pe Ciucă, prietenul nostru are beat, bagă Ciucă beat-ul și vine piesa, okay. I-auzi la bunicu și tu poți o cânti așa, Cine crede că dragostea trece prea ușor, n-a simțit niciodată ce înseamnă să-i fie dor. Dintr-o mie de inimi trecute prin palma mea, eu știu că tu știi că o vreau doar pe a ta. Dacă eram rapper, cred că perfect. Aveam deloc succes. Haide să... Păi, te luăm așa. Stai să cântăm piesa acum acest stil. Ciucă, zi, ce stil? Manea. Exact, ce putea să alegă Ciucă. Bun, vezi, aici la manele să-mi dai cu... Bagă Ciucă, bai ritm ceva? N-am niciun ritm. Nu, lasă fără. Lasă fără ritm aici. Stai puțin, stai să caut, stai puțin. Stai o secundă. Ia, hai. Nu, păi las că o derutăm, stai să vedem. Cine crede că dragostea trece prea ușor? N-a simțit niciodată ce înseamnă să fie dor. Am alta. Bun. Merge? Da. Ia. Vezi că ți-a luat umărul. Cine crede că dragostea trece prea ușor? Ce înseamnă să fie dor? Dintr-o mie... Ok, hai la alt stil. Să faci mai manea, mai alt. Bagă rog. Mai, nu? Rog, așa. Grei. Rog. Hai. Deci. Dintr-o mie de inimi trecute prin palma mea. Eu știu că tu știi că o vreau doar pe o, mă, rock, așa, ca la... Rock, da,
Bine că rocul mai mult. Eu dacă era rock, tu știi cum făceam. Da? Păi hai fă tu. Ia. No. Păi hai să facem amândoi. Nu vreau să închide telespectatorii. Vreau doar de ai da, păi la rock. Și de bandana, ăsta e metal, nu e rock. Ăsta e ce-am cântat eu, e rock alternativ. Asta am găsit și eu acum. Da, ăsta e folk deja. Folk. Hai, zici ce stil mai, să mai cântăm. Populară. Populară, bag, populară, ia, prește ciucă. 1, 2, 3 și bădiță. Cine crede că dragostea trece prea ușor? N-a știut vreodată ce înseamnă să-i fie dor. Ia-ți-mă, bădiță. Într-o mie de inimi trecute prin palma mea, eu știu că tu știi că o vreau doar pe a ta. Da. Vă așteptăm, oameni buni, da. Cu Ioana Ignat și noul album de mai multe stiluri. Știi ce? Bagul pe colindă. Pe colindă? Tu nu-i mișto? Ia să mă gândesc. Mă gândesc acum la Ștefan Hrușcă. Da. La o... Cine crede că dragostea trece prea ușor? N-a simțit niciodată ce înseamnă să fie dor. Aia a venit clopoței, a? Gata, bravo. Mai avem oricum un puțin oameni buni și vine și Crăciunul. Da. Marius, întreabă cineva unde în Spania stai. Cred că vrea să te viziteze. E și cineva din Spania. Tortosa. Cum? Tortosa. Tortosa. Tortosa la oră și Tortosa. 40 de minute de Barcelona. Tortosa. Tortosa, gata, am răspuns telespectatorilor. Știi ce vreau să te întreb? Ce face sora ta? Că tu știu că ai o soră. Câte surori? Stai un pic să mă gândesc. 3 surori am și 2 frați. Deci familia e numeroasă. Dar de fapt eu știam de sora ta care a fost și ea la Voce la un moment dat. Mădălina, da, e acum e cu bebeluș. Da? A născut, da, și bebelușul deja e mare, are... Cred că jumătate de an, cam așa. Și e acasă, la Botoșani, s-a dus acolo ca să fie aproape de familie, de mama, de tata. Și, na, perioada asta, cât e bebele mic, mai mult să pe acasă. Și celelalte surori cântă? Păi Magda deja a filmat videoclip, a înregistrat câteva piese, urmează să lanseze și băieții, frații? Băieții sunt fotbaliști, luptători, sunt mici. Cât au? Sunt mici. Păi cel mare are 10 ani, sper să nu greșesc. Oricum mă ceartă dacă greșesc, el e foarte atent. Ioan are 10 ani și celălalt mic face acum pe 14, face 5 ani. Da. Păi, ei sunt cu fotbalul, cu Luca. Luca e cel mic și Luca Ioan 5 ani, Ioan 10 ani, apoi? Da. Apoi Teodora, care are 15 ani, ea e foarte talentată la toate, și la pictură, și la muzică. E clasa noua, dacă nu mă înșel. Da. Și pictează, cântă. Momentan, na, e nehotărât, încă nu știe ce o să facă. Dar nu are timp să se gândească. Și după Teodora? După e Magda Ignat. O prezint acum, că urmează să și lanseze toamna asta o piesă. Ea se pregătește pentru concertele ce o să urmeze, pentru... Cântă foarte mult și muncește mult în studio. Și apoi... Și apoi Mădălina, cea mai mare. Magda are 22 de ani, mai mică cu 3 ani decât mine. Și Mădă are 27 de ani, e cea deci... cu bebele. Bă, nene, deci da. Ce tare mi se pare. Și ideea e că... Voi toți frații sunteți frați și de mamă și de tată. Că da, te gândești la un moment dat la diferența asta 27 de ani și 5 ani. Că poate s-a recăsătorit vreun părinte sau ori fi frați din altă căsnicie. Nu, ai mei sunt. Mama are 46-45 de ani. Nu cred. S-a căsătorit de vreme, la 18 ani s-a căsătorit. Foarte frumos. S-a iubit mult cu tata și atunci... Dar mi se pare... Nu au pierdut timpul. Și tata are 50. Ce părinți tineri ai? Da. Și câtă energie cred că trebuie să ai. Da, și vezi că distanța dintre noi ca ani e destul de mare. Adică păi de asta zic 27 de ani și 5 așa, ani, adică 22 de ani distanță. Da, noi trei surori astea am fost mai aproape una de alta și în rest ceilalți micuți. Da, e diferența mare. Mă,
dar tare de tot. Da, nu te plictisești, e frumos. Ai frați și surori, chiar e foarte frumos. Mie cred că e foarte mișto când e vreo sărbătoare sau când e vreun moment și trebuie să vă strângeți toți la masă. Clar, și facem petrecere cu cântăm, live, cu boxe, cu microfoane, cu... Cred că e senzațional atunci. Da, e mișto. Da, chiar ne place mult să petrecem timp împreună și de fiecare dată când ne întâlnim, ne distrăm. E nice. Se uită acum părinții? Probabil se uită, am uitat să-i anunț. Vă rog frumos, prin vecini, dacă se poate. Prin vecini, vă rog frumos, dacă se poate, anunțați. Ioana Ignat, ia aici la televizor. Da, cred că se uită, mă, că au văzut promo. Da? Ba da, dar au văzut și promo mai devreme și tot am anunțat și cred că îți dai seama că se uită și află. Am uitat să-i zic. Aveți grup de familie? Avem, da, pe cine n-are? Exact, avem, familia Ignat. Și vă sunați video toți? Mai mult ne scriem și ne trimitem poze. Nu ne sincronizăm așa toți, dar zilnic vorbim, ne trimitem poze. Și când ai un videoclip gata, când e ceva, le trimiți doar prima dată, tot acolo să vadă? Da, da. Și piese, la fel, da, le cer părerea. Mamă, și începe, unul zice, ba, nu așa, unul așa. Mai am... Nu te enervează? Când nu sunt de acord cu tine? Nu, că sunt foarte... Eu sunt foarte supărăcioasă așa și sensibilă și au grijă cum asta să-mi știm. Zică. Asta știm, e ok. S-au învățat cum să-mi zică. Sora mea mai mare era mai brutală, dar acum s-a învățat. Și ce zicea? Zicea... Nu zicea așa direct, dar acum e foarte... Diplomată. Foarte atentă. Toți sunt atenți cu mine ca să... Nu ne... Totuși, haide să nu mai iasă de pe grupul de WhatsApp. Haide, vă rog frumos. Hai sincer, de asta nu s-a întâmplat niciodată, să ieșim de pe grup, nu. Dar au fost momente când n-ai mai intrat pe grupul ăla de multe ori să mai dai un mesaj. Nu, nu. Păi eu, în ultima vreme, nu mă mai cert cu nimeni, nu... Înainte eram mai certăreață, dar acum, de când am crescut, nu mai... Ce, tu ai chef să te cerți acum? Deci, Ioana, asta ne-a lipsit nouă. Trebuia să mai treacă câțiva ani ca să stăm și noi liniștiți așa în banca noastră. Da. Ce minte aveam noi să ne certăm acum ceva timp? Chiar așa. Corect. Da. Asta. Dar simți așa când trece timpul că te schimbi? Clar, clar, da. Da, și mie îmi place că mă maturizez, că învăț lucruri. E un proces frumos. Da. Normal că simt. Da, chiar simt că am evoluat foarte mult. Nu, de asta zic că ușor când înaintezi așa câte un an, mai trece câte un an, îți dai seama că se mai schimbă lucrurile și le privești altfel. Da. Chiar da. Oameni buni, este Ioana Ignat, are vocea inimii, ați aflat pe canalul de YouTube Ioana Ignat, acolo unde apare cu Sebi, iubitul ei, clip filmat în state. Foarte frumos videoclipul, foarte mulțumim, frumos, serios. Mulțumim, foarte da, e cel mai dezorganizat, să zic așa, dar e și profi. Dar mie îmi place că e fix de atmosferă, acolo... de stare, de cum simțiți, se vede chimia asta între voi, știi? Da. Și cred că asta e tot ce contează. Da, cu frigul ăla de acolo și tot... Frig, nefrig, tu era la bustul gol, Sebi, lasă-mă pe mine asta. A ieșit foarte frumos. Era la bustul gol? N-aveai cum să stai la bustul gol. Nu, Sebi, nu era la bustul gol, am avut impresia că e într-un cadru la bustul gol. Nu, nu, nu. Cred că trebuie să schimbi și ochelarii ăștia. Nu, am pus ceva poză cu el la bustul gol. Ați văzut care pătrățele e... Nu, dar am văzut clip, n-a fost în urmă cu bustul gol când te-a luat el în brațe, așa că am și vrut să zic. El... Nu, 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 avea ceva geacă pe el colorată, dar nu aveai cum să stai pe gerul ăla. Băi, ia bagă-mă imaginea, mă. Pare așa călduros, luminos, dar nu, a fost frig, rău. Deci eu nici nu puteam să pronunț cuvintele. Eu și am dacă crezut că asta vă uitați atent în clip, se vede că nu pot pronunța bine cuvintele de la frig. Dar știi că am vrut să te întreb ceva mai devreme când am văzut imaginea aia. Mă, Ioana, tu erai cam înfofolită și el era la bustul gol. Eu cred că am crezut că era bustul gol. Avea o geacă nude, îmi zic colegii. Eu eram cu buricul gol. Nu, el tu eram, văzut eu pe el cu dezbrăcat tot. Da. Așa am văzut eu. Stai că mă mai uit la clip. Ia intrați oameni buni și dumneavoastră la clip. Stai că vedem și imaginea. Băi, eu așa am văzut ești nemul. Da.